Conducerea Inspectoratului Școlar Județean este alarmată de descreșterea constantă a populației de la an la an, cauzată în special de politicile demografice incoerente ale tuturor guvernelor post-decembriste. E vorba de populație școlară care se pierde, este o cealaltă. Ce discutăm acum este doar consecința. Este cealaltă componentă care nimeni nu mă refer la nivel național, la nivel de politică deja. Discutăm despre politici demografice, despre asta vorbim. Eu personal nu mă bat, dar cam jur de, fac afirmații că nu am informații, dar cred că populația, după părerea mea, nu poate mai, la România nu poate fi mai mare de 14-15 mii de milioane de locuitori. N-are cum. Nu, e prognozată ajunge la 14 milioane undeva prin 2018-2020. Acum, doamna Flora, sunteți un om de presă, da. Sunteți un om mai informat ca mine, logic și normal să așa. Altfel nu ați fi un om de presă. Calculați și mie câți oameni au fost la vot maximum posibil în, ca cetățenie, ca locuitori ai României, la ultimele alegeri, cele prezidențiale. Și spuneți-mi unde e diferența. Despre asta vorbesc. Diferența este din cei care au sub 18 ani. Nu în oameni care mai pun o reprezentare de 40% și spune unde ajunge. Despre ce vorbim? Fim realiști. Cauzele scăderii accentuate a populației sunt legate în primul rând de intrarea României în NATO și Uniunea Europeană, dar în egală măsură și de migrația internă a populației din zonele mai sărace către cele mai dezvoltate din zona Ardealului. Neamțul și Galațul. Știți că la Neamț avem o pierdere de 500 de lei de aproximativ, culmea culmelor, identică cu cea de la Galaț? Și nu avem la Bascu, unde au fost doar 3 clase pierdute? La noi 13. Suceava vreo 6-7 clase. E vorba de discriminare sau o pierdere? Nu. E vorba de ce s-a întâmplat. Am stat și am gândit. Eu zic că sunt om care gândesc. Băi, ce s-a întâmplat acum 13 ani? De oamenii și cu un an, nu? 14 ani de oameni n-au mai făcut copii. Am intrat în NATO, nu? Am intrat în NATO și au deschis granițele. Amintiți-vă. 2002, 2003, 2004... Acum suntem consecința celor ani. Părerea mea, nu e specialist. Este opusul, simplu o părere. Și mai fost un fenomen pe care l-a sezizat cineva ieri. Un fenomen de migrare internă. Dezvoltarea inegală a celor zonelor României. Sunt foarte, noi nu știm, sau ce puțin eu nu știu, pentru că am avut oameni în familie care s-au deplasat pe zona aceasta Ardealului. Mai marele peste învățământul nemțean se arată extrem de îngrijorat de depopularea unor sate întregi și de îmbătrânirea populației, mai ales în zonele îndepărtate de centrele urbane. Profesorul Viorel Stan apreciază că fără înlăturarea cauzelor legate de nivelul de trai scăzut al populației, natalitatea în România va rămâne tot mai scăzută de la an la an.